Examenul de bacalaureat a luat sfârșit. Peste câteva zile va începe examenul profesorilor. Anul acesta s-au înscris 930 de cadre didactice. Posturi titularizabile avem mult mai puține, dar și pentru cadrele didactice suplinitoare este același examen național. La finalizarea examenului de titularizare, lucrările participanților vor fi corectate în alte județe. În funcție de numărul de locuri disponibile, viitoarele cadre didactice vor afla la ce unități de învățământ vor fi repartizate. Și cel puțin media 7 trebuie să obțină, dacă este bineînțeles loc, se poate titulariza, dacă nu, în ordinea mediilor pot să opteze pentru catedre suplinitoare. În unitățile de învățământ din județul Mureș sunt circa 100 de posturi titularizabile la toate disciplinele.